Lipsa spațiilor verzi din municipiul Bacău este o problemă cu care ne confruntăm de mult timp. În jurul blocurilor, pâlcurile de verdeață au fost înlocuite de garaje, spații comerciale sau locuri de parcare. Într-un top al orașelor verzi din România, locul fruntaș îl ocupă orașul Piatra Neamț. Din păcate, Bacăul este codaș la acest capitol. 26 de metri pătrați de verdeață pentru fiecare om. De atât ar trebui să dispună un oraș care se vrea a fi unul european. Din păcate, în Bacău, spațiile verzi dispar puțin câte puțin în fiecare an. În acest moment, media spațiilor verzi din Bacău este de 18 metri pe cap de locuitor. Deci atât de puțin spațiu verde? Pentru că la dezvoltare urbană a municipiului, de când a început să dezvolte municipiul Bacău, a fost gândit fără a avea prea multe spații verzi. Legislația privind spațiile verzi este de puțin timp adăptată, adică vorba de câțiva ani. Prin urmare, toate orașele, inclusiv municipiul Bacău, trebuie să se adapteze la noua legislație privind spațiile verzi. Obligați de o nouă lege care impune mai mult spațiu verde în orașe, administrația caută soluții pentru amenajarea unor noi parcuri. Există o evoluție a amenajărilor de spații verzi pe suprafețe identificate, nou identificate, care să ne conducă în 2013. Deci în 2013 e vorba de ordonanța 114 care stabilește această suprafață de spații verzi de 26 de metri pătrați de spații verzi pe cap de locuitor. În acest moment, primăria s-a gândit la două locații unde ar putea amenaja spațiile verzi, chiar dacă acestea nu sunt tocmai în centrul orașului sau în jurul blocurilor, acolo unde sunt cu adevărat necesare. La rampa din Nicolae Bălcescu sunt disponibile cele 15 hectare care, imediat după închiderea rampei, vor fi transformate într-un parc. Mai sunt și cele 3 hectare de teren în zona bazinului olimpic, acolo unde primăria spune că în luna august va începe execuția lucrărilor de reamenajare. 18 hectare sunt insuficiente, mai ales dacă ar fi să ne gândim că pentru cei aproximativ 180.000 de locuitori din municipiul Bacău ar mai fi nevoie de cel puțin 144 de hectare de spațiu verde pentru a ajunge la cei 26 de metri pătrați pe cap de locuitor. Așteptăm punerea punctuală în posesie, clarificarea legilor de fond funciar, punerea în funcțiile de fond funciar, să vedem unde mai putem identifica suprafețe care să conducă în 2013 aproape de 26 de metri pătrați de locuitor. Nu am certitudine astăzi că vom atinge acest prag. Până pe 31 decembrie 2010, municipiul Bacău trebuie să găsească o soluție pentru a ajunge la cel puțin 20 de metri pătrați pe cap de locuitor. Lucru greu de realizat, dacă ar fi să ținem cont de faptul că sunt sute de construcții ridicate peste noapte, chiar pe spațiile verzi. Spațiile din jurul blocurilor au fost și ele distruse în mare parte. Oamenii fie construiesc garaje, fie parchează mașinile pe iarbă. Când ajung la noi autorizațiile privind parcările, le autorizăm cu condiția să amenajeze aceste parcări ecologice, și anume să nu fie pavaj pus pe pământ, ci sunt anumite pavele ecologice cu găuri din care poate să existe în același lucru și spațiu verde și parcări. Legea 313/2009 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane prevede faptul că la extinderea suprafeței intravilanului localităților, autoritățile publice locale au obligația să asigure o cotă de 5% pentru amenajarea de spații verzi publice. Să vedem ce spun băcăuanii despre acest subiect. Credeți că în Bacău sunt suficiente spații verzi? Nu sunt suficiente pentru aglomerația care este, nu sunt suficiente spații verzi, iar care sunt, nu sunt amenajate cum trebuie. De ce spuneți asta? Pentru că peste tot sunt împrăștiate crengi, frunze și alte treburi. Ce credeți că ar trebui făcut? Eu cred că ar trebui mai gospodărit un pic. Sunt suficiente, dar nu sunt îngrijite cum trebuie. Toți au făcut tot felul de lucrări și au lăsat mizerie și dezordine. Înainte erau niște garduri făcute, protecție din partea locatarilor. Acum, de când sunt la primărie, nu se ocupă nici locatarii și nici primăria. Media europeană este de 26 de metri pătrați pe cap de locuitor, iar în Bacău sunt 18 metri pătrați pe cap. Deci e puțin, așa este, da. Dacă toți și-au făcut, le-au dat posibilități să facă tot felul de construcții și magazine și eu stau în cornișa și acolo era un spațiu verde pentru copii, pentru joacă, iarnă, vară, acum nu mai este nimic, au făcut ziduri, clădiri, asta s-a făcut. Care credeți că este soluția în acest caz?
soluția pornește tot de la care dau avizile, primăria, deci nu le urmărește, așa e părerea mea. Nu suntem conform cu Uniunea Europeană, în primul rând. Noi trebuie să tindem acolo. Trebuie să ajungem la numărul de metri pătrați pe locuitor. Și credeți că ne-ar mai trebui spații verzi? Ne-ar cam mai trebui nouă spații verzi, dar după cum vedeți dumneavoastră, în ultima perioadă se cam reduc spațiile verzi. Deci. De ce? Pentru construcții, pentru, eu știu, fel de... construcții, pentru birouri care le fac. Cât de necesare sunt spațiile? Sunt destul de necesare, pentru că, în primul rând, pentru că populația este îmbătrânită, în general, și caută spațiu verde, caută plimbări, așa, și, în al doilea, pentru copii, care nu prea au unde să duce, să joace, să distreze. Să mai facem, parcul, dar nu mai avem unde. De ce credeți că este așa de puțin spațiu verde? Păi de ce? Pentru că s-au făcut multe, foarte multe blocuri. Vedeți cum le fac? Acolo, lângă Moldova, unul, pe colț, încă unul, toți. S-au luat spații pe aici, undeva, unde sunt. Să facă aici, rămână spațiile verzi, aici un stadionul ăsta, să nu se facă nimic, să facă o faleză frumoasă, să facă stadionul cum trebuie, să fie frumos Bacău ăsta, pe viitor. Așa că dacă nu sunt acum... Ce să faci?